Angela, hai să nu mai dăm vina pe nimeni. I se putea întâmpla oricui, chiar și ție. Daria a avut gripă. E normal să doarmă. Toată lumea doarme când are gripă. Corpul are nevoie de somn ca să se refacă. Daria, te simți mai bine acum? Da, Lavi, mă simt mult mai bine. Îmi pare rău că nu m-am îmbrăcat în roz și că din cauza mea ați rămas cu toții inundați. Dar și casa mea a fost la fel de inundată ca cum a fost și casa voastră. Daria, nu-i vina ta. E vina persoanei alea care pune blestemele astea. Fetelor, eu zic că ar trebui să vedem cine face asta. Nu mi se pare normal să lași un oraș întreg, ba fără curent, ba să-l inunzi doar pentru că nu se îmbracă toată lumea într-o culoare? Asta este absurd! Da, e absurd, ai dreptate, dar ce facem? De unde știm noi cine face treaba asta? Dacă mă ajutați voi, am putea afla! Iarăși vrea ea să facă pe detectivul și mă rog, cum o să aflăm? Poliția încearcă de atâția ani să afle cine pune blestemele astea asupra orașului și am fost pedepsiți! Din cauza poliției! Angela, gândește-te! E clar cineva care are acces la apă, la curent. Cineva care ne-a tăiat curentul și cineva care ne-a inundat orașul. Trebuie doar să mergem la lac să vedem dacă observăm o activitate suspectă. Bună idee, Lavi! Eu zic să mergem la lac să vedem dacă sunt camere de filmat acolo. Oh, nu! A început ploaia! Fetelor, cred că ar trebui să ne grăbim acasă. O să mergem altă dată. Haide să mergem la metrou! Aoleu, ce plouă! Ah, ce bine și ce cald e în casă! Dar o să mă plictisesc în casă, ce să fac? N-am decât să dau drumul la televizor să văd ce mai e nou la știri! Mare atenție, stimați cetățeni din orașul Brookhaven! Avem știri alarmante! Am primit aici la redacție o înregistrare anonimă de la persoana care pune aceste blesteme asupra orașului nostru! Ne vom uita împreună la această înregistrare chiar acum aici în direct! Sunteți pregătiți să vedeți ce va spune această persoană misterioasă care se află în spatele blestemului culorilor? Ia să vedem! Stimați cetățenii ai orașului Brookhaven, mi-am dat seama că unii dintre voi vreți să aflați care este identitatea mea. Vreți să mă demascați. Atât am de spus. Nu faceți asta pentru că o să vă pară rău. Cine va lupta împotriva mea va fi pedepsit. Blestemul culorilor se va opri atunci când spun eu, nu când vreți voi. La revedere! Dragi telespectatori, acesta a fost mesajul persoanei anonime care stă în spatele blestemului culorilor. Așa că, cetățeni, spre binele vostru, stați departe de el. Nu încercați să aflați cine este, pentru că această persoană poate fi periculoasă. Continuăm cu știri despre vreme. O ploaie torențială s-a abătut asupra orașului nostru. Nu știm când va trece, vă recomandăm să stați mai mult în casă. Dacă ploaia v-a prins pe drum, adăpostiți-vă în cel mai apropiat loc. Ce? Nu-mi vine să cred! De unde știe că suntem pe urmele lui? Îmi sună telefonul, unde lui fi pus? Alo, da, Angela! Eu nu mai vin nicăieri, eu nu vreau să-mi risc viața. Tu ai văzut ce a zis la televizor? Că o să plătească oamenii care îl caută. Dacă vrei, du-te singură mâine la lac. Eu n-am de gând să-mi risc viața. Eram sigură că Angela se va speria. Asta este, nu o să investighez nimic. Dar tot o să mă duc mâine la lac să văd dacă găsesc ceva suspect acolo. Mâine sigur se va opri ploaia. Ai, ce m-am obosit. Cine m-a pus să vin pe jos până aici? Trebuia să vin măcar cu bicicleta. Ok, trebuie să mă uit pe aici. Asta nu mai e doar un munte. E o cameră de filmat în munte. Ce se întâmplă dacă dau click aici? Și asta nu e cameră de filmat pusă de primărie? Ok, asta e foarte suspect. Trebuie să plec. Angela, vorbesc serios. Chiar am găsit o cameră de filmat acolo la lac. Eu zic că merită să investigăm. Ce poate să ne facă? Ți-am zis, eu nu-mi risc viața pentru nimic în lume. N-ai auzit ce a zis dubiosul ăla? Că cine se implică în anchetă va fi pedepsit. O, nu, Lavi, dă pe știri. Să dau pe știri? De ce? Dragi cetățeni din Brookhaven, se pare că am primit din nou o nouă înregistrare anonimă. Persoana din spatele blestemului culorilor vrea să ne uităm la ea urgent. Haide să vedem ce are de spus. Eu v-am avertizat să nu căutați nimic despre mine, dar se pare că unii dintre voi sunteți pur și simplu încăpățânați. V-am promis că urmează o pedeapsă. Domnișoara blondă cu codițe care a dat târcoale toată dimineața în jurul lacului căutând informații despre mine,
Ei bine, blestemul culorilor se va învârti în jurul tău timp de 24 de ore. Emoțiile tale vor schimba culoarea serverului. Așa, toată lumea va ști tot ce simți. De exemplu, dacă ești nervoasă, tot serverul va fi roșu. Dacă ești fericită, serverul va fi galben. Iar dacă ești îndrăgostită, serverul va fi roz. Dacă ești tristă, serverul va fi albastru și va ploua. Nu vei mai putea păcăli pe nimeni. Sper că ești mulțumită! Poftim? Totul din cauza mea? Și acum eu controlez culoarea serverului? Oh, nu! Tot orașul depinde de mine! Cine e la ușă? Daria, dacă ești tu, intră! Bună, Lavi! Ai primit asta în poștă! E o scrisoare anonimă! E pentru tine! Ce scrie, Daria? Îți vei da seama pe parcurs care este culoarea corespunzătoare fiecărei emoții? Sper că-ți dai seama că n-am glumit acum! Daria, sunt așa tristă! Totul s-a întâmplat din cauza mea! Mai bine o ascultam pe Angela și nu mă duceam la lac! Lavi, când ți-ai schimbat hainele așa într-un minut? Ce haine, Daria? Daria, când ți-ai schimbat tu hainele așa într-un minut? Și poșeta ta nu era roz? Lavi, casa ta, covorul tău nu era roz? De ce e albastru? Nu știu, Daria, ce se întâmplă? De ce e totul albastru? Daria, ți s-a schimbat chiar și culoarea pielii? La fel și ție! Albastru e culoarea pentru tristețe! Tot orașul e albastru din cauza ta, Lavi! Tu influențezi culorile! Vai de mine, am piele albastră din cauza lui Lavi! Fix acum când trebuia să plec, să mă întâlnesc cu colegii de clasă! Deci, doamnă, veți cumpăra această mașină? Este cea mai bună mașină pe care ați putea să o cumpărați vreodată la acest preț! Este roz, exact cum ați cerut. O culoare mai frumoasă ca aceasta nu veți găsi niciodată. O cumpăr, domnule, aveți dreptate. Este cel mai frumos roz pe care l-am văzut vreodată pe o mașină. Poftim banii. În sfârșit, am și eu mașina visurilor mele. Abia aștept să-i arăt mamei. Ce-i asta? Ce-i asta? Acum o secundă era roz și acum și-a schimbat culoarea și e albastră? Nu se poate așa ceva, am fost păcălită. Dar cum își permite așa ceva? Domnule, îmi vreau banii înapoi! Îmi vindeți o mașină roz care după 3 minute se face albastră? Să vă fie rușine! Stați, doamnă, doamnă, habar n-am ce s-a întâmplat! Și dumneavoastră sunteți albastră, din cap până picioare! Lavi, inspiră profund și expiră, relaxează-te! Gata, Daria, mi-e mult mai bine acum, m-am relaxat! Mulțumesc că ești aici alături de mine, ești o prietenă foarte bună! Oh, nu! Mi s-a schimbat iar culoarea! Galben înseamnă că ești relaxată și fericită! Lavi, trebuie să trecem prin asta! 24 de ore e blestemul asupra ta! Tu controlezi serverul! Bun, copii, acum că v-ați terminat cu toți lucrările, puteți pleca! Haide, Sebastian! Ești singurul care nu și-a terminat lucrarea! Toți colegii tăi au plecat! Trebuie să mergem acasă! Imediat, doamna profesoară! În sfârșit, toți copiii au terminat lucrările, merg și eu acum acasă! E plin de mașini galbene în parcarea asta. Haide, Daria, că am rezistat bine. 5 ore în aceeași culoare. Sper să nu se mai schimbe culoarea de data asta. Lavi, mai ai foarte puțin. Uite-l pe Sebi. Bună, Sebi, ai reușit să termini testul? Cum a fost? A fost greu? Bună, fetelor, ce faceți? A fost puțin greu, dar până la urmă am reușit să fac toate socotelile bine. Bună, Lavi, îți stă foarte bine în galben azi. Sunt curios, cu ce culori o să ne mai surprinzi? Crezi că îți stă bine? Oh, mulțumesc! Și ție îți stă bine în galben. Nu mai ești galben. Daria, nici tu nu mai ești galbenă. Sunteți amândoi roz. Oh, nu, ce-am făcut? Wow, în roz îți stă și mai bine. Și nu doar voi sunteți roz. Tot orașul este roz. Uitați-vă în jur, fetelor, până și copacii au devenit roz. Lavi, ce înseamnă că simți dacă suntem roz? Mai bine nu știi! Lavi, nu mi-ai zis că-ți place de Sebi! Daria, eu o să mă duc pe jos acasă! Daria, sunt atât de nervoasă! M-am săturat ca toată lumea să-și dea seama ce simt! Nu mai pot de nervi! Mi-am dat seama! Vezi, asta e problema! Nu trebuia să-ți dai seama! Lavi, mai rezistă! Mai ai o oră și trec cele 24 de ore și ne vom reveni la normal! Mi-am revenit! Sunt normală, nu mai am nicio culoare pe față! Daria, blestemul a trecut! Sunt normală